BNS și va continua acțiunile de protest. Mâine o să fiu în Ploiești, mâine avem și în Oradea protest, poi mâine o să fiu la Timișoara, săptămâna viitoare vom continua acțiunile de protest. Și încurajăm pe toți românii să vină în acest demers. Toți cei care sunt salariați sau vor fi salariați, mai ales generația tânără. Însă, pot să vă informez că în momentul în care vor publica monitorul oficial acest proiect de ordonanță, el obligatoriu are drumul parlamentar, va trebui să intre în Parlament la o lege de aprobare. Acolo mizăm pe sprijinul parlamentarilor PSD și ALDE, care bineînțeles că vor susține guvernul. Însă, în momentul în care au publicat în monitorul oficial acest act normativ, ordonanță, avem suficient de multe argumente juridice și tehnice, pentru că ordonanța lor încalcă brutal prevederi din Constituția României. Le vedea pe toate săptămâna viitoare, în momentul în care vom sesiza avocatul poporului, astfel încât acesta să intervină la Curtea Constituțională. De ordonanță nu putem să acționăm noi direct, ci evident vom ataca acest act normativ și acele articole care încalcă Constituția și încalcă drepturile lucrătorilor din România vor trebui să fie anulate. Întreba generală, ați auzit în spațiul public declarații despre greve generale, angajamente sindicale. Trebuie să știți că din 2011, odată cu asumarea răspunderii de către cabinetul Boc pentru modificarea legii dialogului social, s-a blocat efectiv orice drept legal al lucrătorului român de a mai face grevă legal, pentru că greva presupune o intrare voluntară, conștientă și sub protecția legii în acest tip de demers garantat de Constituție. Din 2011, de când a apărut legea 62, salariatul pe care i-ați văzut pe aici, pe acolo, că ați avut atât de bani și la RATC, o acțiune, n-a fost grevă, a fost revoltă.